În vestul țării se investesc fonduri europene pentru a combate efectele schimbărilor climatice, astfel încât populația să fie ferită de calamități generate de secetă, inundații sau incendii de vegetație prin proiectul Land for Climate. Proiectul își propune să abordeze provocările asociate cu reziliența climatică în regiunile afectate de probleme legate de climă, recunoscând rolul crucial al soluțiilor bazate pe natură pentru a promova schimbări sistemice. Proiectul a debutat anul trecut în septembrie și pentru a căuta cele mai eficiente variante de implementare a proiectului, cei 17 parteneri și-au dat întâlnire la Universitatea Politehnică a Timișoara, parte din consorțiu, alături de o altă instituție din vestul țării, Administrația Bazinală de Apă Banat. La eveniment au participat 60 de persoane care au lucrat la identificarea unor soluții verzi fezabile, preconizate a fi implementate în perioada următoare, pe terenuri private, având ca scop obținerea rezilienței climatice. Alături de Universitatea Politehnică a Timișoara, în consorțiu mai sunt 5 universități care își unesc forțele pentru a furniza datele pe care se sprijină lucrările de infrastructură ce se vor realiza prin acest proiect în 6 țări, respectiv Austria, Republica Cehă, Germania, Italia, România și Slovacia.